În ce stare sunt victimele? Sunt agitate? Sunt agitate? Sunt sub influența substanțelor stupefiante? Ce ai pățit? De ce ești în starea asta? Ești în transă? Au ajuns la spital ca niște legume. Medicii au confirmat faptul că cei doi tineri consumaseră substanțe stupefiante. Aseară, în jurul orelor 18, au fost aduși cu ambulanța de la Titu, doi tineri în vârstă de 25, respectiv 27 de ani, găsiți într-un autoturism în stare de inconștiență și suspiciunea a fost de intoxicație voluntară cu substanțe necunoscute, cel mai probabil etnobotanice. S-au făcut perfuzii, s-au făcut toate testările din sânge și din urină pentru drog, după care starea generală s-a ameliorat ușor și au fost transferați și internați în secția de psihiatrie. Inspectoratul Județean de Poliție Dâmbovița nu a oferit niciun punct de vedere cu privire la acest subiect.